Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E mai bine, adică decât să care în spate sau pe umeri, e mai bine să meargă cu trolul. Categoric mai bine, da. Da, dar bloggerul spune că puștoica lui, fata lui, are clasa la etajul 2. Deci ajunge acolo și după aia trânca trebuie să apuce pe scări cu trollerul. La urcare, trebuie la și ce înseamnă greutățile vieții. Bun. Deci întreabă asta, cât cântărește și încep să vină răspunsuri. 6-8 kg minimum, spune cineva, cu echipamentul de sport separat. 4,8 kg, zice altcineva. 5 kg. Alții sunt norocoși, spun că copiii lor pot să-și lase, au unde să-și lase cărțile la școală. Și altcineva întreabă, bine, dar dacă își lasă cărțile la școală, cum mai învață? Adică după ce învață? Și este o poveste întreagă, dezvoltă o discuție întreagă. Alții spun, toate manualele sunt scanate și învață de pe tabletă. Ok, înțeleg asta, dar sincer să fiu, mie mi-e atât de complicat să citesc PDF-uri pe tabletă, prefer cărțile în format fizic. Nu că sunt demodat, mi se pare mult mai simplu să lucrez pe o carte decât pe o tabletă. Sunt convins că e o chestie de obișnuință, în regulă, am cititoare e-readere, citesc cărți pe tabletă, dar prefer cartea în format fizic, că altfel găsesc pagina care mă interesează. Bun. Deci, asta e, am mai vorbit despre acest subiect, dar așa să facem o actualizare. Un copil de clasa a doua, să zice, mare, în mod normal, cam 25-26 de kilograme. De câte am verificat pe net, nu mai țin minte câte kilograme. Dacă greșesc, mă corectați voi. Dar am verificat pe net, tabelul așa zice, ar trebui să aibă vreo 26 de kilograme. Un ghiozdan de 5-6 kg reprezintă... Ce, Luca? Luca avea mai mult. Scuzați, că ești lui Luca, da. Nu m-aș fi, adică nu m-aș fi gândit la asta. Un ghiozdan de 5-6 kg reprezintă cam 20-25% din greutatea copilului, ceea ce este uriaș. Și ca și cum noi, adică eu și cu Zaf, am venit la birou cu o valiză de 20 de kilograme în spate, Luca mai mult. Da. Luca pune și borcanele. Deci, rugămintea mea este următoarea, prieteni. Dacă cei care sunteți pe recepție, cântăriți azi ghiozdanul copilului, nepotului sau copilor și mâine dați-le un mesaj. Plus că vă așteptăm și la telefon pentru o discuție, să vedem ce cară și de ce cară și ce atât și ce spune școala despre greutățile astea. Deci cântăriți azi ghiozdanul și mâine când sunteți pe recepție, vă reamintim noi subiectul. Și purtăm o discuție despre asta, da? Faceți lucrul ăsta azi și construim discuția. Eu să-l cântăresc și eu lui Radu, că el e clasa a treia, da. Și are 32 de kilograme, asta știu să spun sigur. Okay. El fiind genul slăbănog. Aha. Și adevărul poate... e că e greu tare și îl mai aducea tata, îl căra tata acasă, dar acum vrea să vină singur. Mie mi se pare că trage de umeri, așa, știi ce zic? Adică dacă ai o postură corectă, greutatea contrabalansează și te... Dacă stai cu pieptul înainte, așa, știi, ți îndreaptă spatele cumva, trebuie să nu stai cocoșat. Aș vrea să spun că eu, când am intrat așa la gimnaziu sau la liceu, deja nu mai purtam ghiozdan ca toți fraierii și aveam geantă servietă de umăr. Mă înțelegi? Nu, geantă de umăr. Da, și geanta de umăr era foarte grea, drept pentru care am făcut, cred că scolioză se cheamă? Da, scolioză într-o parte. Mai da. Într-o parte, nu știu ce, da. Și a fost super nason. Bă, da, apropo de asta, că trec de la una la alta, dar cu copiii ăștia la școală, că ăsta cu ghiozdanul deocamdată e la și altele. Eu acum sunt fiert cu ăla mare. Care e la gimnaziu, e clasa a șaptea și am început acum școala în sistemul ăsta nou care a intrat în vigoare din septembrie cu modulele. Și știi că nu mai sunt teze. Deci s-au desfințat niște note, ceva. Nu, mai, nu că nu s-au desfințat, dar nu mai contează, nu mai contează la admitere. Ah, ok. Ponderea mediilor nu mai e luată în calcul și atunci... Și mai învață cineva? Pe asta. Eu acum am discuții cu Ștefan, mai ales cu materiile astea tip muzică, desen, tehnologie, au ei niște, un fel de informatică, știi? Uh-huh. Și îmi povestește că îl întreb, eu mai am discuții de astea, că bă, tu ce rar? Bă, ce materie ai, mă, mâine tu? A, păi mâine am ușor, ia, zic, dă, vină încoa să văd eu ce ai. Păi am chimie, așa. E ușor? Zic, păi și la chimie? Păi nu, că deocamdată la partea de laborator, de, e știi, frumos, pahare așa. Berzelius, nu știu ce. Așa, am română, mi-am făcut, bun, și mai departe. Muzică, așa, tic, tec, una e socială, una e... Așa zic, și tic, tec, astea nu citești? Nu. De ce? De ce, am întrebat și eu. Păi zici, oricum, noi la orele astea nu țipăm, e haos în clasă. Și nu... Și zici, acum n-ai zis că trebuie să învăț la română și la matematică să... Da. Zic, da, da, trebuie să înveți la toate celelalte ca să ai o idee ce vrei să faci. Adică n-ajungem să...
Nu că toți colegii mei învață numai la matematică și la română, până noi nu ne mai interesează. Bună întrebare. La asta o să învăț așa cât de cât, dar să nu pui presiune pe mine, că nu vreau să mai iau bursă, că el e bursier în momentul de față, știi? Cât e bursa? 300 și ceva de lei. Aha. Peste 0372069599 e numărul ăsta de telefon și am vrea să vorbim cu părinții, dar cine știe, poate și cu elevii de gimnaziu care sunt. Eu cu elevi mi-ar plăcea să ne sună elevi, să ne spună ei cum se văd mai lucrurile acum, că nu mai învață? Contează mediile astea, da. La celelalte materii, care nu sunt materii de examen și care practic toate, în afară de matematică și română. Dacă nu mai contează media pentru admiterea la liceu. Se mai învață? Mai prezintă interes? A început latin acum. Învață-mă pe mine cum să-l motivez eu pe Ștefan să învețe la latină. Aha. El îmi spune, păi da, dar media nu mai contează. Zice, la ce-mi trebuie mie latină? Păi tată, știi că cultură, uite, dublu sau nimic. Aha. Aici sunt cumva de acord. Eu nu înțeleg ce caută latina. Bine. Dar mă rog. Latina era oricum o materie cam soporifică. Da. Și mie mi-a fost greu cu ea. 0372069599. Mai învață copiii și la celelalte materii. Cum se descurcă? Cum vă descurcați în nou context în care nu mai contează media din gimnaziu pentru admiterea la liceu? Vorbim imediat. Da, vă întrebam cum se mai descurcă copiii acum cu noul modul de cu învățatul ăsta pe module la gimnaziu. Cum abordează ei materiile... Niște nu ți-e prea clar. Materiile secundare, să zic așa, că practic toată lumea e concentrată pe română și matematică, începând din clasa 6-a. Uh-huh. Și tot ce înseamnă restul e dat cumva la o parte de copii, acum că ei știu că nu mai contează media aia la admitere. Nici înainte nu zic că era bine, pentru că practic toți luau note foarte mari, mai ales la materiile terțiare, să le spun așa, cu scuzele și ghirimelele de rigoare. Veșnic nemulțumit ești, veșnic desen, nemulțumit. Muzică și așa mai departe, ca să nu le strice mediile, adică oricum o dai nu e bine, așa. Dar cert e că acum ei nu mai au presiunea asta și, cum spuneam la Ștefan, de exemplu, mă întreabă la ce e nevoie să învețe la latină, adică dacă e așa se ce. Și uite, ne scrie Adriana și spune așa: neața, aseară am stat cu băiatul meu de clasa 8-a până la miezul nopții să învățăm la chimie, care test joi. Anul trecut a avut o profesoară, anul ăsta are alt profesor. I-am spus să nu neglijeze celelalte materii, chiar dacă nu se mai ține cont la examen. În clasa 8-a are mulți profesori noi, inclusiv la matematică. Și un copil dintre cei buni din clasă. Școala de azi e cam praf, copiii de azi sunt cam praf, iar noi părinții facem eforturi să îi ținem pe linia de putere. Și în jurul meu, toți prietenii mei, asta fac. Eforturi cu copiii, stau părinții și învață nopțile cu ei, după serviciu, ca să îi țină pe linia de plutire sau meditații, dar asta e un alt subiect. Hai să vedem. Pe Aura, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Neața! În ideea în care spuneai, Luca, că Ștefan, pe Ștefanul mai interesează TIC și TEC și toate celelalte materii care sunt așa un pic pe palierul 2, să zicem, că nu-s română sau matematică. Uite, eu am o fată în clasa 8-a și fata mea petrece în fiecare zi la școală câte 7 ore. Și avem aceeași discuție. Da, nu mai contează mediile pentru examen, însă mie personal mi se pare mai ok așa. Presiunea aia pentru sistemul de notare, tezele alea care emoțional te termină, nu cred că te mai ajută din punct de vedere emoțional chiar să înțelegi foarte, foarte mult din ceea ce se petrece la școală. Nu știu dacă ești de acord cu mine, dar mie mi se pare că, virgulă, curicula în momentul ăsta este mult prea încărcată pe puterile lor. Categoric. Adică, să mă iert, de ce avem noi nevoie să facem? Fata mea este la o școală vocațională, este la școală de arte și intenționează să rămână la arhitectură. Pentru ce mai am eu nevoie de tehnologie? Pentru ce mai am eu nevoie să facă muzică sau chimie la modul foarte intensiv, dacă nu-i interesează să facă chimie mai departe? Adică să-și petreacă pentru cultură generală fiecare zi la școală și pentru pe urmă să mai facă încă. Nu faci pentru cultură generală. Faci 5-6 ani de muzică în școală. Știi cum, știi cum îmi arată mie asta acum? Cu, practic, desfințarea interesului pentru note, teze, că asta înseamnă. Este, băi, știm că trebuie să avem atât de multe ore, pentru că avem foarte mulți angajați și nu putem să-i dăm afară, că sindicatul e puternic și au 1.000.000 de voturi. Așa. Da, atunci hai să nu ne mai prefacem că ne interesează. Deci, hai să stea oamenii acolo, dăm niște salarii și nici notele nu mai contează. Cristina, mai avem doar câteva secunde, te rog. Neața. Bună dimineața! Și băiatul meu este tot în clasa 7-a la un liceu de top din Reșița, dar interesul există, cel puțin din partea colegilor și din partea copilului. Nu se simt absolut deloc
lipsiți de interes pentru celelalte materii. O situație fericită la tine. Mulțumim pentru mesaje și mulțumim și pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.